Președinte de ședință, stimați colegi, declarația mea politică se intitulează Anul 2018, Centenarul Marii Uniri. România și toți românii de pretutindeni sărbătoresc prin evenimente importante marcarea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918. Centenarul Marii Uniri ne oferă astăzi posibilitatea de a reflecta asupra evenimentelor istorice petrecute în acești 100 de ani. Pentru noi românii este foarte important să respectăm valorile tradiționale ale poporului român, să ne caracterizeze unitatea și respectul pentru neam și țară. Anul centenarului a devenit cu atât mai important pentru români, deoarece este premergător preluării președinției Consiliului Uniunii Europene de către România. Tot în acest an este sărbătorit și Anul European al Patrimoniului Cultural. Acest an reprezintă un bun moment de conștientizare a valorilor culturale românești care trebuie amintite pentru a fi cunoscute și noilor generații. În cadrul evenimentelor dedicate centenarului și Biserica Ortodoxă Română joacă un rol important în viața spirituală a poporului. Parlamentul României a adoptat anul acesta propunerea legislativă privind legea centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 și proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței Guvernului numărul 5 din 2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale cu privire la centenarul României. Guvernul României a înființat departamentul centenar care asigură coordonarea la nivel național, pregătirea, organizarea și desfășurarea manifestațiilor, acțiunilor și proiectelor de aniversare a centenarului României 1918-2018. Ministrul Culturii, domnul George Ivașcu, a aprobat prin primele 43 de proiecte pentru centenar în valoare de 14.887.921 de lei. Ministrul Afacerilor Interne, doamna Carmen Dan, a decorat românii născuți în anul 2018 în cadrul campaniei O viață cât un centenar. Sub egida centenarului Marii Uniri au fost plantați 112.500 de puieți de stejari în Mărășești și 350.000 în Vrancea, în memoria ostașilor căzuți pe câmpurile de luptă. Acțiunile de împădurire au fost continuate în foarte multe județe din țară, atât de voluntari cât și de clasa politică. Modul în care va fi marcat centenarul Marii Uniri, modul cum va fi proiectată imaginea națiunii noastre, va aduce un plus valoare României de mâine. Vă mulțumesc, deputat PSD Suceava, dr. Maricela Cobuz.